Această zi trebuie să devină pentru Ala cea mai fericită zi din viața ei, pentru că ea, în sfârșit, se va căsători cu un tip simpatic, care se lăuda cu un venit frumos. Chiar dacă Igor nu era milionar, el avea suficienți bani. Câteva magazine de anvelope, primul dintre ele fiind deschis după reîntoarcerea lui din armată, toate fiind înființate în credit și aduceau venituri bune. Ala deja reflecta unde ar fi vrut să plece mai des împreună cu soțul său. La mare, desigur, era bine, dar ea visa până la nebunie să pornească într-o călătorie prin orașele europene. În special, ea visa să viziteze Parisul. Acel oraș a devenit un vis al Alei, din clipa când odată, încă prin liceu, colega ei de clasă s-a lăudat că a petrecut acolo o lună întreagă, în decursul vacanței de vară. Din fragedă copilărie, Ala se simțea limitată. Ea avea dragoste părintească, dar ce putea să-i dea ei o simplă profesoară a claselor primare și un muncitor al unei fabrici? Nimic. Se părea că acasă mereu era mâncare, haine la fel avea. Părinții se străduiau să cumpere ale jucării, chiar dacă nu din cele mai scumpe, dar în schimb modeste. Însă fetița oricum rămânea fi nemulțumită de viața sa. În locul vacanței la mare, ei aveau parte de ieșirile obositoare la casa de la țară, unde trebuia să stea zile întregi cu fundul în sus și să îngrijească grădina. În locul ieșirilor, în cea mai modestă cafenea, era mâncare de casă. În locul unor sushi, care erau atât de lăudate de către colegii de clasă, erau bărjoalele de casă. Alei deseori se părea că ea nu s-a născut în familia potrivită, că pe ea au încurcat-o la maternitate cu alt copil și au dat-o într-o familie greșită. Chiar dacă părinții ei o iubeau și aveau grijă de ea, Ala nu a învățat să aprecieze ceea ce avea. Ea creștea fiind foarte invidioasă și visa să-și găsească într-o bună zi bărbatul care va îndeplini toate capriciile ei. Făcând cunoștință cu Igor, într-o seară dedicată unui eveniment de caritate, unde ea servea oaspeții cu băuturi, Ala a înțeles că în sfârșit a extras biletul său norocos. Ei de la prima vedere l-a îndrăgostit pe bărbat în sine și făcea totul cu grijă pentru a-l menține alături, ca să prelungească relația lor, care uneori se părea a fi un vis magic. Ala primea cadouri scumpe, flori și atenția tânărului atrăgător. Ei ajungeau aceste aspecte, dar Ala nu se gândea dacă simte cu adevărat dragoste pentru Igor, întrucât ei îi convenea totul. Ea iubea ceea ce Igor îi dădea ei. Acesta conta mult mai mult decât restul. Bărbatul avea grijă doar de ea unica. O prețuia ca pe cel mai valoros lucru din lume. Unica persoană ce o irita enorm pe Ala era cea mai bună prietenă a lui Igor, Anastasia. Ea mereu se învârtea în jurul bărbatului și, necătând la faptul că logodnica îi interzicea să comunce cu alte fete, Igor pur și simplu nu putea să excludă prezența Anastasiei din viața sa. De ce nu poți înțelege? Ea îmi este ca o soră. Noi împreună am reușit să ieșim din murdărie spre bogăție. Anastasia mereu mă susținea și mă ajuta la dezvoltarea afacerii, se apăra Igor, iar Ala se enerva nespus de mult pe el. Chiar dacă Igor nu observa, dar o femeie mereu va delecta concurenta sa. Și Ala vedea în imaginea Anastasiei o concurentă. Fata mereu îl petrece pe Igor cu o privire de cățel. Făcea totul pentru el și cu tristețe se uita cum el o îmbrățișa pe logodnica sa. Dar totuși Ala reuși să obțină un lucru și ea se mândrea nespus de mult cu asta. Anastasia, cu siguranță, nu va fi prezentă la nunta lor. Igor voia să o invite pe prietena sa la nuntă, dar totuși a ascultat-o pe logodnica sa și a decis să nu o irite în această zi fericită, care va deveni pentru ea o zi plină de victorii. În jurul Alei se învârteau asistentele, îi corectau machiajul, voalul, coafura, iar ea stătea ca o adevărată regină și se uita de sus la reflexia sa în oglindă. Igor, desigur, s-a supărat din cauza că prietena lui apropiată nu putea fi prezentă la nuntă. Cu Anastasia el s-a cunoscut după ce a revenit din armată. Fata a fost unica delectare pentru el. El susținea pe Igor, care a rămas fără de familie și nu știa în ce direcție se miște. El visa să devină un om mare, să obțină ceva în această viață și Anastasia l-a ajutat în toate.
Fata a devenit pentru Igor la acel nivel ca și băieții și el nu putea să înțeleagă cum ala putea fi geloasă pe acea fată care în decursul atâtor ani nu a reușit să trezească în el sentimente romantice. Igor percepea pe Anastasia ca pe o soră. În decursul prieteniei lor, ea a avut iubiți. El avea fete cu care ieșea și niciodată nu a intervenit niciun fel de probleme. Dar bărbatul încerca să se liniștească pe sine, să se convingă că pentru logodnica lui, lipsa Anastasiei de la nuntă cu adevărat conta. Iar Anastasia, ea va înțelege totul și nu se va supăra. Înregistrarea căsătoriei trebuia să aibă loc în vila lui Igor, unde deja era pregătită arca de ceremonie, împodobită cu flori de culoare roșie. Cu toate că bărbatul era de părere cu culoarea albă, mai mult se potrivește pentru nuntă, dar viitoarea lui soție a vrut flori de culoare aprinsă și el nu a fost în stare să respingă rugămintea. Ieșind spre oaspeți, Ala strălucea de fericire. Ea mergea cu zâmbetul pe față, cuprinzându-i cu privirea sa de sus pe cei prezenți și transmițând săruturi prin aer prietenilor sale. Igor niciodată nu înțelegea așa gen de prietenie, când după spate acel gen de prietene erau gata să-și roadă coastele una alteia, iar în ochiele, din contra, zâmbesc. La el și la Anastasia totul era diferit. Ei stăteau unul pentru altul ca un munte. Acum îi se făcea trist din cauza că el a trădat pe unicul său prieten. Se poate de spus că Anastasia facea parte din familia lui. Mama Alei pe furiș își ștergea o lacrimă, iar tatăl o liniștea pe femeie, netezând-o pe umăr. Viitorii socri i-au plăcut lui Igor din start. Ei încercau să o convingă pe fiica lor să-i permită lui Igor să comunice cu prietena lui, care era precum o soară, însă Ala rămânea de neclintit. Apropiindu-se de arcul de ceremonie, Ala a respirat liniștită și a început să se uite la Igor cu așteptare. Probabil i-a aștepta să audă de la el o grămadă de complimente la adresa sa, dar aceluia acum era trist pe suflet, neplăcut din cauza turnării sale față de prietena și bărbatul nu era în stare să-mi stoarcă din sine niciun cuvânt. Înregistratorul a început să citească scenariul ceremoniei și să adreseze întrebări neobișnuite, atunci când printre oaspeți a început să crească o șoaptă plină de îngrijorare. Ala s-a întors brusc, întrucât nimeni și nimic nu trebuie să îndrăznească să strice nunta. El s-a pregătit pentru această zi toată viața sa, dacă nu punem în calcul copilăria. Ala visa ca totul să decurgă ideal și e pur și simplu încremenit atunci când a văzut un vagabond murdar îmbrăcat în zdrențe ce stătea în mijlocul rândurilor de scaune. Bărbatul se uita la Igor și își ștergea lacrimile. Nu-mi vine să cred, a șoptit Igor, refuzând să creadă propriilor ochi. Ce se întâmplă aici? Domnule, urnele de gunoi se află în alt loc. Paza, alungați acest gunoi de aici. Nimeni nu l-a invitat aici, a strigat Ala. Paza a înaintat spre acel domn, dar nu se găbea să întreprindă careva acțiuni, fără de ordinul celuia care le chita pentru servicii. Să nu îndrăznești să vorbești așa, a exclamat Igor. Bărbatul îi lăsa logodnicei sale să treacă multe printre degete, dar de această dată, el nu putea să tacă. Pe bărbat l-a înfuriat că Ala vorbește atât de urât cu omul pe care nici măcar nu-l cunoaște. Bătrânul stătea în picioarele sale tremurânde și zâmbea printre lacrimi, iar Igor încă încerca să conștientizeze că acesta nu era un vis. Bărbatul s-a apropiat de bătrânul îmbrăcat sărac, a coborât în fața lui în genunchi și a început să plângă. Igor, ce faci? Intenționezi mai apoi ca un porc să sărbătorești nunta noastră? Striga Ala. Încetează să te faci de rușine. Ridică-te chiar acum. Se uită toți la tine. Numai că Igor nu asculta pe ea. Pe obrajii bărbatului curgeau lacrimi fierbinți și el pur și simplu nu putea opri cantitatea lor infinită. Bunicule Filip, cum așa? Eu am crezut că mai mult niciodată n-o să te văd, a șoptit Igor. Toți oamenii urmăreau șocați cele întâmplate. Ala a ajuns la limită și dădea din picioare din cauza furiei. Ea se enerva, zicea ceva și încerca să atragă atenția asupra sa. Cineva a scos telefonul și a început să facă poze memoriale, care mai apoi neapărat îi vor strica viața Alei, fapt în care fata era convinsă. Igor, ești în toate mințile?
alungă sfârșit acest vagabond și termină să strici nunta noastră. În caz contrar, îi voi pleca, a strigat Ala. Pleacă dacă vrei, i-a răspuns calm Igor și a transferat atenția sa asupra bunicului. Este o poveste lungă, Igor. Eu îți voi povesti totul, dar mai târziu trebuie să o liniștești pe soția ta. Dacă vrei, eu voi pleca. Iar Anastasia de vă spune cum să mă găsești. Ea m-a găsit aseară. Ea mi-a povestit ce trepte ai atins. Anastasia. Inima i s-a strâns dureros în piept. Igor s-a uitat la soția sa, plină de furie, și și-a schimbat privirea într-o parte, înțelegând că, într-adevăr, el nu dorește această căsătorie. Ala l-a convins pe el că la ei totul este bine, dar totul era invers. Igor nu-și vedea viitorul său împreună cu femeia, care avea alte viziuni asupra vieții, atât de diferite față de ale lui. Chiar dacă Igor nu l-ar fi știut pe acest bătrân, el oricum nu ar fi îndrăznit în public să-l înjure și să-l alunge pe acest om. Igor i-ar fi propus Tandru să-l servească cu ceva și l-ar fi petrecut frumos. Bunicul pe nume Filip avea pentru Igor o semnătate deosebită. Dacă nu ar fi fost el, cel mai probabil că acum nici Igor nu putea să se numere printre cei vii. Bunicul Filip l-a găsit pe Igor fiind încă mic, odată când pleca la pescuit. Micuțul băiat stătea fără de cunoștință, sub un copac, încolăcindu-se ca un ghem. El nu a mâncat multe zile, era slăit de putere și cel mai probabil putea să moară. Bunicul locuia în pădure. Soția l-a trădat, plecând împreună cu fiica lor la un alt bărbat. Și el n-a putut trece peste rușinea care a căzut pe bietul lui cap. Bunicul Filip era un om minunat. El nu s-a dezis de Igor și l-a pus pe acesta pe picioare, învățându-l totul ce știa singur a face. Pe atunci Igor avea doar 5 ani. El i-a povestit bătrânului că mama sa a decedat, iar tatăl Vitreg îl bătea destul de des. Atunci când tatălui Vitreg a mers la pescuit, Igor s-a luat după el. Mai aproape de seară, servind peste măsură, bărbatul a început din nou să ridice mâna la băiat. Igor a fugit. El spera că va putea găsi ajutor. Era apoi s-a confruntat cu foamea, frigul și frica. Întrucât nu poți ghici ce animal poate ieși de sub tăfișuri în timpul nopții. Peste câțiva ani, bunicul Filip a fost nevoit să se întoarcă în casa de la marginea satului, unde l-a înscris pe Igor la școală. Bărbatul, desigur, a fost nevoit să explice cum a găsit copilul. Ascultând povestea lui, șefa comisiei plângea și i-a promis că va pune un cuvânt pentru ca bătrânului, fără de probleme, să accepte înfierea copilului, pentru ca totul să fie legal. Iată așa băiețelul, care nici nu spera să capite o familie, a primit-o datorită bunicului grijuliu și bun la suflet. Filip a devenit pentru Igor și bunic, și tată, și mamă, și învățător. El l-a învățat pe băiat multe lucruri, dar cel mai important el l-a învățat să fie sincer și bun. După finisarea școlii, Igor, cu părere de rău, nu a reușit să adune cantitatea necesară de puncte pentru admiterea la facultate pe locul bugetar, întrucât pe el într-un mod special au respins la examenele de admitere, pentru că anume acele locuri bugetare deja de mult erau cumpărate. Tânărul nu-și făcea mare griji. El era încrezut că nu se va pierde și neapărat va inventa ceva. Igor a fost înrolat în armată, iar când s-a întors, a aflat o noutate groaznică. Bunicul Filip a fost internat în spital cu câteva luni în urmă, dar el așa și nu s-a întors de acolo. La spital, toți dădeau de mâini. Nimeni nu știa nimic despre bunic și Igor nu a reușit să-l găsească. Atunci el s-a întristat enorm, nu-și putea găsi locul din cauza grijilor. Era apoi s-a cunoscut cu Anastasia, care a devenit pentru Igor sprijin și susținere. Anume atunci, uitându-se la bunicul Filip și auzind că Anastasia l-a găsit pe el, Igor înțelegea că alături de el, în fața altarului, stă o logodnică nepotrivită. Poate el și Anastasia erau prieteni, dar au devenit niște oameni atât de apropiați unul pentru celălalt, încât Igor nu observa sentimentele pe care le avea față de acea fată sinceră. Iar acum el a înțeles multe. Igor, nu se oprea din vorbit Ala. Fie tu alegi pe acest bogabont în fața care stai în genunchi, fie eu plec, poți să te însori cu el. Ești proastă, Ala, ești proastă.
Igor s-a ridicat în picioare și-a șters obrajii umezi și a trecut cu o privire vinovată prin oaspeți, pentru care se aflau câțiva parteneri de-ai lui și niște colegi de muncă. Restul oaspeților erau din partea Miresei. Ne scuzați, dar nunta nu va fi. Eu trebuie să înțeleg mai devreme ce fel de om este mireasa mea. Dar eu, fiind amăgit de graiul ei dulce și de promisiuni, nu observam că, de fapt, ea este altfel. Eu nu vreau să mă căsătoresc cu această femeie și regret nespus de mult că noi v-am furat timpul dumneavoastră personal. Ala a început să strige. Ea s-a năpustit asupra lui Igor și a încercat să-l facă să tacă. Totul arăta atât de prostesc, încât prietenele fetei înregistrau activ totul pe telefoanele sale și distribuiau aceste înregistrări pe rețelele sociale, stăduindu-se să se întreacă reciproc și să distribuie primele, bârfa fierbinte, ordonându-i pazei să o alunge pe ala din casă, apoi spunându-le servitoarelor să adune lucrurile fetei și să le scoată afară. Igor le-a propus tuturor să servească din mâncarea gătită, doar bunătățile nu trebuie să se piardă, iar singur s-a grăbit să intre în casă împreună cu bunicul Filip. Tânărul voia cât mai repede să afle ce s-a întâmplat cu bătrânul și cum era trăit ultimii ani. Practic, nu am ce să-ți povestesc. Tușind încet, a început să spună bunicul. Atunci când tu te aflai în armată, pe mine, într-adevăr, m-au dus la spital. Acolo a venit fiica mea, Daria. Ea m-a convins că vrea ca eu să mă întorc în familie, ca să locuiesc împreună cu ea și cu soțul ei. Ei voiau să vândă casa mea, dar nu erau cumpărători. Pe lângă acestea, ei mereu spuneam că atunci când tu te vei întoarce din armată, nu vei rămâne să locuiești în stradă. Tată, dădea de mână Daria, ce treabă ai cu un băiat abandonat? Acum tu locuiești împreună cu fiica ta, cu nepoții în curând te vei juca, atunci când ei se vor naște. Doar că Filip continua să insiste că de la vânzarea casei, ei nu vor primi mulți bani. El își făcea griji pentru Igor, întrucât acela a reușit să devină pentru el apropiat. Bătrânul i-a trimis tânărului o scrisoare, dar el nu știa că băiatul a fost transferat în altă subdiviziune. El nu primea corespondența din sat. În timpul unui scandal ordinar, ce izbucni din cauza temei vânzării casei, fiica l-a lungat pe bărbat în stradă, unde el a avut un atac cardiovascular. Bătrânului i-a refuzat picioarele și el a fost nevoit mult timp să stea internat în spital, de unde el a fost repartizat la un azil pentru bătrâni, unde a putea beneficia de o îngrijire calitativă. Cerând permisiune într-o zi să plece în sat pentru weekend, Filip afla că Igor nu locuiește în sat și nu a apărut de mult pe acolo. Iar ieri la noi au venit voluntarii, ne-au servit cu delicii. Printre ei era Anastasia. Ea era o fată blândă și bună la suflet. Ea m-a recunoscut, mi-a arătat poza noastră veche, care era în geanta ei. Noi am discutat, i-am povestit despre destinul meu greu și Anastasia mi-a zis că ai nuntă, fiule. De aceea am decis să-ți fac un cadou. Iartă-mă că am stricat totul, nu trebuia să vin, doar că am vrut foarte mult să te văd cât mai curând posibil. Nu vorbiți așa, nu ați stricat nimic, totul trebuie să fie anume așa. Eu am fost orbă înainte. N-am observat ce fel de șarpe este ala. Doar simțeam că nu trebuie să mă căsătoresc. Dar totuși am mers în acea direcție, de parcă am fost hipnotizat. Igor și bunicul Filip au mai vorbit mult timp. Tânărul le-a povestit cum cei ce l-au învățat bătrânul l-a ajutat să se aranjeze comod în viață. Iar când Filip a început să se pregătească să se întoarcă la azilul pentru bătrâni, Igor era profund surprins și nu l-a lăsat să plece nicăieri, spunându-i că nu va permite cel mai apropiat om să locuiască în asemenea loc. El avea o mulțime de odăi libere în casă. În aceeași seară, Igor a luat actele bătrânului și s-a întâlnit cu Anastasia. Ținând-o pe fata de mână, Igor îi spunea cât de prost era. Își cerea scuze și șoptea că ei plăcea mai mult decât un simplu prieten. Anastasia l-a iertat pe băiat, chiar dacă era foarte dureros atunci când el a cerut să nu vină la nunta lui. Dar mai mare durere i-a simțit din cauza că el se căsătorea cu alta. Anastasia de mult timp era îndrăgostită în Igor. Îndrăgostiții n-au optat pentru o nuntă mare. Ei pur și simplu au înregistrat căsătoria, celebrând acest eveniment într-un cerc familiar restrâns.
Ala așa și n-a reușit să-și găsească locul său în viață și a fost nevoită să se angajeze în calitate de vânzător la un magazin de patiserie, unde lucra în tură. Nu o să credeți, dar ea lucra împreună cu fiica bunicului Filip, care așa și n-a reușit să-l convingă pe tatăl său să vândă casa și a ajuns în stradă, pentru că fără de bani, ea nu-i trebuia soțului său. Dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și dacă v-a plăcut istorioara, nu ezitați să lăsați un like și să vă scrieți părerile în comentarii. Seara minunată vă doresc și noapte liniștită. Pe curând! Pa, pa!